Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Cristierul bunătăților și dădătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate împlinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. La Ta este împărăție și putere și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă,
înaintea slavei tale, că sunt cu frică și cu putremur, ca niște robi nevrednici cu milință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacele ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcător, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință, nemăsurata și nespusa ta milostivire, că precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea împrednicită li se împlini cererile, așa și de acum înainte împrednicește, ascurind dreapta credință, în dragoste cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândii ale tale binefacem prin cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne, Doamne, de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii, al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhul lepădării de sine, pe care le-a dat Sfinților Tăi ucenicii apostoli, când ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi, pe toți învrednicești, ne sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întrecerea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu miră și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se premărește numele Tău. Și ne împrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-Ți aducem, cele prea bune să grăim și să-Ți cântăm Ție, Celui fără început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunși de viață, Făcătorului Tău, Duh, Dumnezeului Celui slăbit într-o ființă, slavă Ție Dumnezeului nostru, Dătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cele prea curate în sale, Maicele Cuvioșii, Dumnezeu Purtătorul, Părinții ai noștri, pentru ai tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Doamne ajută și Dumnezeu să binecuvinteze România. La mulți ani! Bună ziua! Distinse oficialități, domnule comandant al garnizonului de Atenas, domnilor comandanți, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnilor directori ai instituțiilor publice deconcentrate, domnule primar al municipiului de Atenas, reprezentanți ai partidelor politice. Prima dată vom da citire mesajului premierului României, domnul Ludovic Orban, cu prilejul Ziua Națională a României. Ziua Națională a României, chiar dacă o sărbătorim atipic anul acesta, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, rămâne la fel de importantă pentru noi toți, prin rolul pe care Marea Unire la 1 decembrie 1918 l-a avut pentru desăvârșirea statului național. Au trecut 100 de ani de atunci, timp în care au fost și perioade de grea încercare pe care românii le-au depășit, uniți în atingerea unor idealuri sau depășirea unor situații de criză. Astăzi, când ne vedem nevoiți din cauza pandemiei să marcăm Ziua Națională a României, fără parade, fără defilări și alte evenimente intrate în tradiție, este un bun prilej să reflectăm tot mai mult decât am făcut în anii trecuți asupra exemplelor de unitate din istoria noastră. Ne emoționează semnificația acestei zile în care sunt adunate toate sacrificiile românilor pentru afirmarea națională și stărința unui popor de a deveni o națiune de sine sărătoare, independentă, aducând toate teritoriile românești în interiorul acelorași granițe. Să privim însă acest context ca pe un nou moment crucial al destinului nostru, pe care îl putem depăși cu bine, dând dovadă de coeziune și maturitate,
socială. Doar prin eforturile noastre unite putem salva vieți și învinge virusul, doar prin convergența tuturor energiilor din societate putem reveni cât mai curând la normalitate, pentru ca apoi să deschidem o nouă cale către modernizarea României. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români, iar următoarea zi națională României să ne găsească pe toți cu bine și să o sărbătorim din nou așa cum se cuvine. Acesta a fost mesajul prim-ministrului României, domnului Ludovic Orban. Ca reprezentant al Instituției Prefectului și al primului ministru Ludovic Orban, teritoriu, permiteți să vă adresez mesajul Instituției Prefectului cu ocazia celebrării Ziua Națională a României. Pe 1 decembrie, noi românii sărbătorim Ziua Națională, rememorând Marea Unire de 1918. Acest moment istoric marchează întregirea țării naturale de Transilvania și a condus la formarea României mari. Din 1 decembrie 1918 suntem puniți în spirit, în limbă și în vală. În 1 decembrie 1918 este evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea Adunare de la Albăria votează Uniunea Transilvaniei și România, totodată cerându-se un singur stat național. Cu toate acestea, primul pas a fost făcut de fapt. Între 21 noiembrie și 4 decembrie 1918, când sfatul țării din Basarabia a proclamat Republica Democratică Moldovenească, apoi la 24 ianuarie se adoptă Declarația de Independență. Adunarea Națională de la Alba Iulia a adoptat o rezoluție în care este adresată unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România. La 1 decembrie 1918, Politeanul Vasile Godiș a citit rezoluția Unirii. Legea Unirii a fost ratificată prin decret de lege la 11 decembrie 1918, de către regele Ferdinand, fiind votată de adunarea deputaților în ședința de 29 decembrie 1919. Lecția Marii Uniri din 1918 este despre conducători care au fost urmați de popor pentru că le-au împlinit aspirații, dar mai ales pentru faptul că o națiune are totdeauna ultimul cuvânt în ceea ce privește destinul său. Cuvântul și voința poporului au fost exprimate de liderii vremii, iar Marea Unire s-a înfăptuit înscriind România pe drumul spre modernizare. După 102 ani s-au întâmplat toate acestea, ziua de 1 decembrie ne face din nou să retrăim pe ceea ce înseamnă, de fapt, România. Ne învață că trebuie să punem interesul general mai presus decât interesul personal, dând exemplu de apreciere și respect față de cetățenii acestei țări. Trăim vremuri dificile înconjurați de un inamic invizibil care pune în pericol viețile celor dragi. Dar a fost dat să trăim un an dificil, foarte dificil, în special pentru noi, pentru nemțeni, pentru că am trecut într-un eveniment tragic în urmă cu puțin timp și aici mă refer la accidentul din 14 septembrie la secția terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Cu această ocazie exprim regretele din nou față de familiile care au pierdut pe cineva drag în acel accident și ofer susținerea necondiționată a tuturor instituțiilor statului. Criza generată de pandemia de SARS-CoV-2 a arătat cât de importantă este abordarea comună în spiritul unității și solidarității. Vă transmit să aveți încredere că România va depăși această criză. România beneficiază de fonduri semnificative pentru atenuarea efectelor crizei și a economice. Împreună vom găsi soluții durabile și eficiente în beneficiul tuturor cetățenilor. Vă invit să reflectăm la semnificația acestei zile, să înțelegem că România suntem fiecare dintre noi, să învățăm să rămânem uniți în semn de solidaritate pentru marele sacrificii și analize ale înaintașilor noștri. Să nu uităm faptul că un popor își poate alege destinul atâta timp cât luptă împreună pentru un scop comun. Despre 1 decembrie, Regina Maria în 1918 a spus, a fost visul de aur al României. Doar împreună putem construi un viitor mai bun pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această zi deosebită, Dumnezeu să ne aibă în față pe noi, pe toți românii, pe noi, pe nemțeni, Dumnezeu să ne ofere un parcurs bun în viitoarea perioadă, Dumnezeu să binecuvânteze municipiul Piatra Neamț și județul Neamț. La mulți ani, români, la mulți ani, nemțeni, mulțumesc!